Trandafirii și bolile lor. Prima boală este făinarea trandafirilor provocată de o ciupercă. Pe partea superioară a frunzelor apar depunere albe de cenușii care la atingere se scutură. Boala apare ca și cum ai presărea făină peste frunze. Trebuie un tratament chimic cu topaz 100. Pătarea neagră a trandafirilor, pe partea superioară a frunzelor apar pete maronii și negre. Tratament cu Captan 80. Ruginea trandafirului, pe partea superioară a frunzelor apar pete mici roșiatice, iar pe cea inferioară galben portocaliu, mai târziu devenind maronii. Se combate cu Antracol 70. Trigaiul cenușiu este provocat de o ciupercă. Părțile atacate sunt acoperite de mucegai pupos. Bocii trandafirilor atacați nu mai cresc, nu mai înfloresc. Tulpinele se brunifică și putrezesc. Mana trandafirilor este provocată de o ciupercă. Pe partea inferioară a frunzei se observă o depunere albiceasă, iar partea superioară devine maroniu roșiatică. Dacă evoluează, tufa se deganisește și este afectată înflorirea. Se combate cu fungicide precum Ridomil Gold. Cancerul bacterian al trandafirilor este provocat de o bacterie. Boala se manifestă prin apariția unei tumori chiar la suprafața solului, pe rădăcini și pe tulpini. Nu există leac pentru această boală, fiind descoperită doar la dezgroparea rădăcinii trandafirilor. Pe lângă boli, trandafirul are și foarte mulți dăunători, afidele sau păduchii de plante, care formează colonii. Apoi ar fi tripsii, piespea neagră a trandafirilor, piespea sucitoare a trandafirilor, acarie.